te-am regăsit la o nouă lecție de genetică. Sunt Mirela Marinescu, profesor de biologie la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Astăzi îți propun să trecem prin informații referitoare la transmiterea ereditară a unor boli genetice. Este vorba despre transmiterea bolilor determinate de gene recesive situate pe heterozon. Mai exact, hemofilia și daltonismul. Pentru a determina apariția unei boli genetice la descendenți, genele recesive trebuie să se regăsească în stare dublă în structura genetică a organismului, adică pe ambii cromozomi omologi. Hemofilia are ca simptome hemoragii prelungite, excesive, necontrolabile, externe sau interne. Pentru a înțelege mai bine cum se moștenește o astfel de genă care determină apariția bolii hemofilia, îți propun o următoarea situație problemă. Într-o familie, mama este sănătoasă, iar tatăl este hemofilic. Care este probabilitatea ca acest cuplu să aibă copii sănătoși? Pentru rezolvarea acestei probleme, îți propun să scriem mai întâi datele problemei, și anume, mama este sănătoasă, întrucât știm că gena pentru hemofilie este o genă recesivă dispusă pe cromozomii sexului, adică pe X, înseamnă că mama fiind sănătoasă, aceasta poate fi notată XX, încrucișată cu un bărbat care are boala și deci notația este XHY. Da? Îți reamintesc, boala este o boală recesivă, se notează cu literă mică și este dispusă pe X. Pentru a constata care sunt descendenții, vom proceda ca și în lecțiile trecute, vom forma gameții pentru fiecare dintre cele două organisme parentale. Gameții, îți reamintesc, se formează prin înjumătățirea numărului de cromozomi de la fiecare organism, astfel încât în cazul mamei vom avea gameți care cuprind unul dintre cromozomi X, iar în cazul tatălui, un gamet va avea un cromozom bolnav cu, cu gena care determină boala și cromozomul Y. Descendenții se formează prin fiecare gamet de la un părinte cu fiecare gamet de la cel de-al doilea părinte. Astfel încât vom obține următoarele situații. Organisme de tip feminin, fete, organisme de tip masculin, apoi organisme de tip feminin, organism de tip masculin. Întrebarea a fost, care este probabilitatea ca acest cuplu să aibă copii sănătoși? Întrucât observăm, fetele sunt purtătoare, întrucât prezintă gena doar pe unul dintre cromozomii X. Stabilisem mai devreme că această boală, pentru a se manifesta în cazul fetelor, este nevoie ca ea să fie în stare dublă pe ambii omologi. Întrucât unul dintre cromozomii X este sănătos, asta înseamnă că această genă nu se manifestă. Răspunsul pentru punctul A, la care suntem acum, este 100% sunt organisme de tip sănătos, da? Dintre care fete, jumătate fete, care sunt purtătoare de boală. Punctul B. Care este probabilitatea apariției descendenților de sex masculin cu hemofilie în cazul în care mama este purtătoare, iar tatăl este sănătos? Din nou, vom scrie datele problemei. Mama este purtătoare de boală, ați văzut la punctul A, că o astfel de situație se notează în acest fel, iar tatăl este sănătos, încrucișat cu un tată sănătos, fără gena pentru hemofilie. Procedăm ca și la punctul A, adică vom forma gameții pentru fiecare dintre organismele parentale și vom avea aceștia sunt gameții. În continuare vom vorbi despre probabilități de întâlnire dintre fiecare dintre gameții mamei cu fiecare dintre gameții tatălui.
Și vom avea ca și posibilități următoarele. Aceștia sunt descendenți. Observați că jumătate dintre ei sunt fete, jumătate sunt băieți. Întrebarea era, care este probabilitatea apariției descendenților de sex masculin cu hemofilie? După cum observați, în cazul băieților, aceștia, situația este următoarea. Sunt 50% băieți, dintre care jumătate sunt sănătoși, nu manifestă, nu au boala, nu au gena pentru hemofilie, iar jumătate sunt bolnavi. Cu alte cuvinte, răspunsul este 25% băieți bolnavi. A treia întrebare pentru această problemă. Care este probabilitatea apariției de copii bolnavi în cazul în care mama este purtătoare și tatăl hemofilic? La punctul C vom scrie din nou datele problemei, în sensul că avem mamă purtătoare, notația, așa cum v-ați obișnuit, este aceasta, încrucișată cu un tată care prezintă boala, un tată hemofilic. La fel ca și până acum, formăm gameții, care am spus că reprezintă jumătate din setul complet de cromozomi al organismului respectiv. Aceasta este linia gameților. Pentru a observa descendenții, vom vedea probabilitatea de întâlnire dintre gameții mamei cu fiecare dintre gameții tatălui. Astfel încât avem ca și posibilități următoarele situații. Aceștia sunt descendenți. Vom avea 50% băieți, 50% fete. Întrebarea era care este probabilitatea apariției de copii bolnavi în cazul în care mama este purtătoare și tatăl hemofilic. Copiii bolnavi sunt acesta și acesta. Da? Cu alte cuvinte, vom avea ca răspuns, în cazul de față, 50% copii bolnavi, dintre care jumătate sunt fete și jumătate sunt băieți. Celelalte situații de apariție a descendenților pentru situația de la punctul C sunt fete purtătoare și băieți sănătoși. Cu alte cuvinte, sunt 50% copii sănătoși. Probabilitatea de a rezulta copii sănătoși. În cazul punctului D, explicați modalitatea de transmitere a genei pentru hemofilie la cele două sexe. În această situație, pentru boala hemofilie, transmiterea are loc pe linie maternă către băieți și pe linie paternă pentru fete. Cea de-a doua boală, daltonismul, despre care am spus că discutăm astăzi, este o boală genetică provocată de o mutație a genei ce determină distingerea anumitor culori. Este o genă recesivă dispusă de asemenea pe X, ca și în cazul hemofiliei. Simptomele bolii ar fi următoarele. Incapacitatea de a diferenția anumite culori prin absența pigmentului iodopsină din celulele cu conuri de peretină. Pentru a determina apariția unei boli determinată de o genă recesivă dispusă pe X, întotdeauna aceasta trebuie să se găsească în stare dublă în cazul în care vorbim despre fete, despre femei, și în stare simplă în cazul în care vorbim despre bărbați. Îți propun următoarea situație problemă pentru a o rezolva și a observa cum anume are loc transmiterea acestei gene pentru daltonism în descendență. Într-o familie, mama este purtătoare de daltonism, iar tatăl este daltonist. Vom nota datele problemei,
mama este purtătoare de daltonism, această genă se notează cu literă mică, am spus că este determinată de o genă recesivă, dispusă pe X, cu alte cuvinte, notația este aceasta. Fiind purtătoare, am stabilit și la hemofilie că gena este dispusă pe unul dintre cromozomii X, celălalt nefiind afectat. Iar în cazul de față, mama este sănătoasă, dar va transmite această genă în descendență. Încrucișată cu un bărbat care este bolnav. În cazul de față, întrucât nu există alele de pe X pe Y în cazul bărbaților, boala se manifestă. Pentru rezolvarea punctului A, în care ni se cere care este probabilitatea ca acest cuplu să aibă copii sănătoși, vom proceda ca și până acum, vom forma gameții pentru fiecare dintre indivizii din cuplu, astfel încât vom observa că gameții vor avea genele pe care le-am scris deja în fiecare dintre ei. În continuare vom vorbi despre probabilități de întâlnire dintre gameții mamei și gameții tatălui și vor putea rezulta următoarele situații. Aceștia sunt descendenți. Întrebarea era care este probabilitatea ca acest cuplu să aibă copii sănătoși. După cum observați, rezultatul încrucișării, avem 25% dintre posibilități pot fi fete bolnave, întrucât observați că gena este în stare dublă, dispusă pe ambii cromozomi X. Vom avea 25% băieți bolnavi și restul de 50% sunt fete și băieți care sunt sănătoși. Cu alte cuvinte, dintr-un astfel de cuplu în care mama este purtătoare și tatăl este bolnav, vor putea rezulta organisme în proporție de 50% bolnave și 50% sănătoși. În cazul punctului B, care este probabilitatea apariției descendenților de sex masculin cu daltonism în cazul în care mama este purtătoare, iar tatăl este sănătos? În această situație, dacă notăm cuplul, mama este purtătoare, notația pentru mamă este aceasta, încrucișată cu un tată care este sănătos. Formăm gameții, așa cum v-ați obișnuit pentru astfel de încrucișare. Aceasta este linia gameților. În continuare vom observa probabilitatea de întâlnire dintre gameți și vom avea următoarele situații. Fete, băieți, iarăși fete de un alt tip și băieți. Aceștia sunt descendenți. Întrebarea era probabilitatea apariției descendenților de sex masculin cu daltonism. Dacă analizăm ceea ce rezultă, constatăm la fel că există 50% fete și 50% băieți. În cazul fetelor, dacă ne uităm, sunt acestea și acestea două situații. În cazul lor, sunt 100% fete sănătoase, dintre care jumătate dintre ele sunt purtătoare, iar cealaltă jumătate sunt fără gena respectivă, fără gena pentru daltonism. În cazul băieților, constatăm că jumătate dintre ei sunt bolnavi și jumătate dintre ei sunt sănătoși. Cu alte cuvinte, răspunsul la această întrebare, la punctul B, care este probabilitatea apariției descendenților de sex masculin cu daltonism,
Răspunsul ar fi 25%, adică situația aceasta. 25% băieți bolnavi. În cazul în care rezolvăm punctul C al problemei noastre, care este probabilitatea apariției de copii bolnavi în cazul în care mama este purtătoare și tatăl daltonist? Suntem la punctul C. În cazul în care vorbim despre o mamă care este purtătoare de boală, de daltonism, așa cum v-ați obișnuit, notația este aceasta, încrucișată cu un tată care este bolnav, notația pentru acest tată este aceasta, vom proceda ca și până acum, vom forma gameții de la fiecare dintre organismele parentale. Aceasta este linia gameților. Și în continuare vom vorbi despre posibilități de întâlnire dintre gameții fiecărui organism parental, astfel încât vom observa care sunt situațiile cărora le pot da naștere în descendență. Acestea sunt următoarele. Acestea care sunt fete bolnave de daltonism, așa cum am stabilit și mai devreme, gena este recesivă și are nevoie să fie în stare dublă pentru a se manifesta în fenotip. Și această situație cu fetele bolnave de daltonism există aici, într-un procent de 25%. Apoi, situația aceasta în care vorbim despre băieți bolnavi care manifestă boala, situația aceasta în care sunt fete sănătoase, dar purtătoare de boală, purtătoare a genei pentru boala respectivă. Și ultima variantă, aceasta, unde vorbim despre băieți sănătoși. Observați că de data aceasta toate variantele sunt în proporție de 25%. Întrebarea era care este probabilitatea apariției de copii bolnavi în cazul în care mama este purtătoare și tatăl daltonist. Copiii bolnavi care pot rezulta dintr-un astfel de cuplu sunt aceștia. În proporție de 50% ar putea să rezulte astfel de copii în cazul acestui cuplu, dintre care jumătate sunt fete sau pot fi fete și jumătate pot fi băieți. Pentru punctul D, explicați modalitatea de transmitere a genei pentru daltonism la cele două sexe. Ca și în cazul hemofiliei, această boală se transmite pe linie maternă către băieți și pe linie paternă pentru fete. În concluzie, la ceea ce am discutat astăzi, probabilitatea apariției celor două boli în descendență crește dacă gena este prezentă la ambii părinți. Genele pentru hemofilie și daltonism, așa cum am stabilit astăzi în cazul celor două situații probleme pe care le-am rezolvat împreună, se moștenesc pe linie maternă la băieți și pe linie paternă la fete. La femei, cele două boli se manifestă numai în stare homozigotă. În stare heterozigotă, femeile sunt sănătoase, dar purtătoare a genei pentru hemofilie sau daltonism. Și pot da naștere unor urmași, așa cum am văzut în cazul problemelor rezolvate, care la rândul lor pot moșteni gena pentru hemofilie și daltonism sau chiar pot fi bolnavi. Aceasta a fost lecția noastră de astăzi, lecția de genetică. Pentru a putea înțelege mai bine cum stau lucrurile în cazul acestor tipuri de boli, îți propun să lucrezi suplimentar probleme de acest gen. Până data viitoare, când te aștept la o nouă lecție, îți urez spor la învățat!